În ședința ordinară de Consiliu Local convocată de primarul municipiului Maria Precup luni 8 aprilie s-a aprobat prin unanimitate de voturi bugetul local pe anul 2013 în valoare de 52.300.000 de lei. 56,44% din buget provine din venituri proprii și peste jumătate din cheltuieli vor fi îndreptate către învățământ. Alte puncte votate pe ordinea de zi au fost repartizarea celor 18 apartamente din blocul de locuințe sociale din cartierul Salcâmilor, regulamentul de închiriere a terenurilor pentru garajele din municipiu, acordarea de fonduri pentru Clubul Sportiv David și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă. De asemenea, s-a hotărât și delegația pentru vizita în orașul ungar Erd. Atât primarul municipiului Reghin, cât și consilierii locali au salutat inițiativa discuțiilor prealabile ședințelor, care au avut ca subiect problemele de o importanță majoră pentru municipiu în vederea rezolvărilor.